Asta și o să fac o treabă. Mă rog. Sper că mă aud. Salut! Salut, Sabri! Bucure, Sabri! Hai, mersi.
O să începem după ce o să mai vină oameni. Na, așa cum am zis, data trecută v-am promis că facem Orient Express, doar că am avut o problemă și am fost nevoit să plec și am revenit și am zis că trebuie să revin ca să fac Orient Express-ul. De ce? Pentru că Scenariul să fiu este primul meu scenariu serios, adică de fapt e primul meu scenariu pe care l-am luat și vreau să încerc să văd cum este. De unde ai luat jocul și cât a costat. L-am luat de pe G2A și a costat 25 de lei. Eu l-am luat de pe G2A, că era mai ieftin. N-am vrut să dau atâția bani pe Steam, că a costat 30 de euro. Și nu prea merită să dai 30 de euro pe... Da. Și da, o să mai vedem, o să începem imediat și o să mai vină câțiva oameni, pentru că nu e de ajuns. E bine, spre surprinderea mea, o să începem să ne jucăm. Pentru cei care vor să aibă jocul, au jocul și vor scenariul, îl aveți în descriere. Nu că aș avea ceva, doar pentru cei care nu prea cunosc multe site-uri cu content românesc. Eu cer să fiu, mi se pare că e mai frumos cu content românesc decât cu cele normale pe jocul ăsta. Sunt mult mai bune decât pe cele pe Trains. Nu m-am mai jocat Trains pentru că am o problemă, o să mă joc mai mult Train Simulator 2020. Dacă ar dura, sper să meargă mai repede. În fine, se încarcă foarte greu. Am avut la un moment dat jocul ăsta piratat, doar că după l-am dezinstalat pentru că nu aveau niciun farmec. Mihai are pe la jocul pirata, dar lui merge. Mie nu mi-a mers. Eu am preferat mai mult să-l iau cumpărat decât... O să fac, nu știu, mă gândeam că mai fac un cont într-o românesc, că sunt român, adică fie vorba. În fine, eu prefer mai mult să fac scenarii care sunt românești, pentru că au mult mai mult farmec decât cel să fiu după părerea mea, au mult mai mult farmec decât cele
străine. Se încarcă cam greu, dar n-am ce să fac. Da, știu, se încarcă greu, așa se face. Am toate astea, am impresia că am cam toate astea pentru a merge scenariul, însă merge greu că se încarcă foarte greu și na. O să se încarce, așa mi-a păsit. Ideea este că n-am jucat scenariul, doar am intrat să văd dacă merge și din ce am observat merge, deci cred că avem o șansă să jucăm astăzi, sper, pentru că na, este un scenariu care l-am așteptat foarte mult. Aș fi vrut să-l fac pe ăla de pe Jiboza Lău, Sărmășoac, doar că din păcate n-am mega dacă mi se mișcă cam lag. Bun. Să vedem ce ne cere. Am înrămat de față, ne cam ceară. Cam despre ceva. Surprise visit. The famous train Orient Express has been rethrown on M100. Your task is to take it field to Balota. We carefully. It's not an easy task. The train is long and heavy. Good luck. Good luck și ție. Punem bateria. Compresorul. Compresor auxiliar. Thank you.
știu, s-ar putea să nu. Poate ăsta?
Da, dacă deschid ușa. Thank you.
Forse ceva o să fac o cheie. Odio. Thank you.
să mai restartez. O să-l mai restartez și o să reîncepem la loc.
mai bine. Da, nu știu cum. Thank you.
fac o treabă. Da. Vreau să fac o treabă, să fac la setări așa. Doar că nu știu cum o să-mi iasă, asta e problema. Da. Să văd dacă cumva... Acum sper să se vadă ceva mai bine, chiar dacă nu e ecranul cine știe ce, dar totuși vreau să încerc să dau sonor mai tare. Acum sper să mă aud mai bine. Alo? Sper să mă aud mai bine. Ok, acum hai să continuăm ruta. Hai să continuăm ruta pe care o aveam, dar că nu mai știu de unde porneam. Ideea este că nu habar n-am de unde fac să continui ruta. Rezum. Acum sper să se vadă mai bine. Să nu mai facă lac, chiar dacă pe partea neagră n-am ce să-i fac, trebuie, pentru că vreau să se miște mai bine. Sper să se miște mai bine, să-mi spuneți. Chiar dacă se mai mișcă așa în lac, n-am ce să-i fac.
Acum nu știu dacă o să încerc să continui rut scenariu. Pentru că vreau să-l termin. Iar mâine o să fac altul cu cel de la Marfarcu de la Pajura. Cu Constantin grupul. Pentru că astăzi, na, așa cum am zis, astăzi a durat cam mult din cauza că am avut niște probleme, așa că, na, astăzi o să fac numai Orient Express.
Nu știu, hai să încercăm să facem alt scenariu, dar să fie ceva mai scurt. Nu cred că ar putea să fie o problemă, nu știu, să facem mâine, nu știu dacă o să mai am timp. Hai să facem asta cu Constantin Grup, să vedem dacă îl putem face. Dacă nu, aia e. Nu știu, acum încerc să fac scenariul ăsta cu Constantin Grup, să vedem dacă merge. Dacă nu, o să rezolv eu mâine și poate continuăm cu Orient Expressul. Dacă nu merge, o să rezolvăm mâine și poate face și Orient Express complet. Poate alături de Mihai, poate nu. Dar sper să facem alături de el. Pentru că videoclipurile noastre nu prea au farmec fără el. După părerea mea. De data asta o să facem cu Marfar. Dacă nu, aia e, facem altfel. Facem mâine că e cam târziu și nu vreau să fac unul foarte lung, să vă... Hai că știți logica. De ce văd multe lume nu prea mai vin? Nu știu, mă gândeam că dacă... Nu știu, deci am observat, au ceva noroc aceste videoclipuri cu trenuri, au ceva noroc, nu unul foarte mare, dar pot să zic că au ceva noroc. Adică am făcut niște vizionare în plus pentru că am reușit până la urmă să facem 7250 de vizionari și vă mulțumesc foarte mult. Din ce vă se încarcă cam greu, așa e, cam mereu. Ori nu merge pentru că simte că l-am jucat, când am încercat să mai joc o dată, nu mi-a mers, dar să vedem dacă merge, pentru că astăzi am adăugat ceva în plus, am mai instalat niște chestii și cred că s-ar putea să meargă. Nu știu, e prima dată că merg cu Constantin Grup, pentru că n-am mai mers niciodată. E un reskin, da, uitați, nu merge, avem nevoie de astea bugs, dar eu am astea. Eu aveam astea, dar mă rog. Păi, singura chestie pe care am putea face ar fi să facem un custom. Și, da, să facem pe Jibo. Ca altceva. Nu avem ce să facem. O să facem un custom, adică un quick drive, adică suntem free room.
O să adaug cam niște vagoane și niște ce. Nu știu, eu mă gândeam pe jibola lău, pentru că... Și da, o să dureze cam mult treaba asta, că așa a fost mereu, a durat foarte mult. E că măcar să facem și noi un live de 2 ore. Cred, a fost cam impresia că de 2 ore. Nu știu de ce, dar a fost foarte mai mult de mai 2 ore și na. Optzeci și doi, hai că se încarcă destul de repede. Nu știu, s-ar putea să se încarce cam repede, greu pentru, din cauza că au mai apărut chestii în plus și de asta se încarcă mai greu. La custom se încarcă mai greu, dar la astea standard nu. Da. Tot cineva intră și reintră așa în continuu. De parcă ar ascunde ceva. Și dacă am ascunde ceva după cum face astea, nu știu, dar nu suport acei oameni care, cum să zic, fac așa, spamează în continuu. Asta dacă am la... Uitați. Că cam. La asta se încarcă mai greu. Eu aș vrea să văd imaginea de la locomotivă. Mod normal, astea trebuiau să meargă cu Mega pe cola, dar având în vedere că n-am mega pe cola, nu știu de ce îmi apare.
ce mi-a falu cu motivele că le am, când eu nu le am. Asta este problema. Dar dacă pun asta și după vagoanele, eu nu mă înțeleg absolut nimic. Deci, având în vedere că la vagoane, de ce nu mi-apare? Da, uitați, așa trebuie să fie un vagon. Uitați, așa trebuie să mi-apară. Așa trebuie să fie de asta. Auta asta se de armată. Oh. Deci, da, hai să punem de asta de armată. O să punem aceste vagoane și sper să le meargă, pentru că na. Punem așa câte sunt în total. Văd că sunt cam multe. Mamă, câte de astea. Da, ok. Bun, hai că am reușit. Next. Leave country code other. Că noi momentan suntem. Eu vreau pe ruta. Vreau pe Liv. Pe Jibo Salon. De la salonul la ce? Jibo. Salon Jibo. Nu, clar. Acum sper să și meargă. Da, e cineva care nu e cam. Șase like-uri, hai cu. Aia că noi fost avut mai noroc decât celelalte. De exemplu, nu s-a mai făcut trenzi dintr-un motiv și anume că multă lume nu prea prefera trenzi-o, prefera mai mult pe ăsta Railworks și în plus acum se mai la modă. Na. Bun. Hai să vedem dacă mergem să conducem și noi Zulsărul.
Adică îți dau și îți dau ce vrei marfă. Pentru că, na, l-am mai condus odată când l-aveam jocul piratat. Doar că, na, nu l-am... Atunci facem altfel. La live edităm. Și scoatem locomotiva 060 de și punem alta, punem un 060 de a. De fapt, nici nu prea mai am chef de a să hackăiesc. Aici. Bun. Da, așa să pornesc display-ul.